Bine v-am găsit din nou, prietenii noștri dragi. Venim astăzi, după cum vedeți în titlu, așa cum am spus și în precedenta filmare, vom încerca și vom face tot posibilul să vă prezentăm, ca să vă uitați să vedeți, vom prezenta să vă prezentăm și să vă arătăm zone de case și în același timp dați-mi voie să vă spun câteva lucruri, câteva aspecte, cum se achiziționează o casă aici în America. Suntem într-un cartier drăguț, frumos, aici în zona noastră, în zona Brea, unde locuim noi. Așa cum am spus, este un orășel foarte fain și un orășel foarte, foarte drăguț și de-aia am zis că intru un pic aici să vă arăt câteva lucruri. Este o zonă liniștită, dar aici în America, în primul rând, dacă vrei o zonă de genul acesta, trebuie să plătești. Da, tot ceea ce vedeți noi astăzi aici, cam toate casele acestea, cam tot ceea ce le vedeți acum și ce le veți mai vedea, că voi încerca să fac acest filmuleț în timp ce mă plimb prin acest, este destul de mare acest cartier, nicio casă nu este sub $1,000,000. Da, așa cum auziți, nu este sub $1,000,000. Dacă ne uităm în comparație cu alte zone, să spun așa, din alte state, gen Arizona, gen Texas în special, gen North Carolina, să știți că da, casa asta de aici de pe dreapta așa arată că a fost sold, deja a fost vândută, așa. Pur și simplu, credeți-mă, acestea sunt foarte, foarte scumpe dacă le luăm în comparație cu acele case. Bun. Haideți să intrăm în problemă și să vă povestesc despre ce este vorba. Atunci când vrei să-ți achiziționezi o casă, aici te duci, trebuie să ai un realtor, un agent de vânzări, aici așa se procedează și așa se, și așa se merge, trebuie să ai un agent de vânzări care se numește realtor se numește, așa, care el la rândul lui semnezi un contract cu el, nu e un contract, nu te costă nimic, așa, așa mai departe, nu e vorba de bani, e vorba de, cum să vă zic eu dumneavoastră, el îți aranjează appointment-urile, deci programările când să te duci și să faci, să vizionezi casele care îți trimite casele în funcție de bugetul care tu l-ai. Când apar casele înainte, poate cu o zi pe market, pe piață și așa mai departe. Deci, plus că ei se ocupă, acești realtori, acești agenți, ei se ocupă de tot ce înseamnă acte, pentru că ei, când se încheie casele, tranzacția caselor și așa mai departe, de vânzare, cumpărare. Bun. Ai un realtor. După ce ai un realtor, de multe ori să știți că ei au foarte multe cunoștințe și cunosc, să spun așa, oameni lenderi. Și acum o să intru un pic să vă explic cine sunt lenderii ăștia. Lenderii ăștia sunt, vă explic așa cum am înțeles eu și așa o traducere mai, hai să spunem așa, mai ad hoc. Deci acești lenderi sunt niște brokeri care ei au tot felul de informații de la tot felul de fonduri de investiții, bănci, ei lucrează, ei sunt niște oameni de finanțe, da, care lucrează în finanțe și îți caută cea mai bună finanțare pentru casa ta. Bineînțeles că au și ei comisiuni, că e normal, nimeni lucrează gratis, așa. Ca și părere personală, vă spun foarte, foarte, foarte sincer, pentru că avem experiența două case care nu le-am luat într-adevăr, dar a trebuit să renunțăm la ele din X motive. Așa, o să intrăm poate și chestia asta să vă spun de ce. În North Carolina am încercat prima dată printr-o bancă. Mi s-a părut cea mai proastă decizie pentru că erau foarte scumpe. Am ajuns la un lender, un american, e adevărat, tipul era și cel mai bun în zonă. Ne-a făcut oferte extraordinare, pentru că diferențele, credeți-mă, au fost și sunt enorme. Nu exagerez. Așa, aici s-a mutat cineva sau se mută să plece. Te duci la o bancă sau la un lender, fiecare cum dorește, da? Eu recomand lenderul pentru cei care vin în America și se uită la acest video. Căutați lenderii pentru că aia sunt cei mai ok, credeți-mă. Și te duci, pur și simplu te duci cu veniturile, îi prezinți veniturile tale. Astea sunt veniturile mele în fiecare lună cu taxele de pe anul trecut, pardon, și el îți face calcule. Și îți spune, ok, te încadrezi
hai să discutăm niște exemple, te încadrezi undeva, îți spune tu și familia ta, te încadrezi undeva la $750,000 sau $700,000 pe bugetul de a-ți lua o casă, pentru că ei calculează, așa calculează ca să nu te bage în groapă, vorba aceea, așa. Și spune, asta este dobânda, ei de obicei dau cele mai bune dobânzi. Și acum revenim un pic aici la dobânzi. Ce înseamnă cu dobânda? La dobânzi, tu, dacă vrei, de exemplu, tu ai o dobândă de 5% și tu vrei să obții o dobândă un pic mai mică. Cum poți să faci acest lucru? Se poate obține. Cum? Practic, cumperi puncte de dobândă, așa se numesc. Puncte de dobândă. E adevărat, merge din 0101, deci atenție, nu este din punct în punct, deci de la 5 la 4 și așa mai departe, nu. Poți să mergi de la 5 la 4, dar într-adevăr, cum să vă spun eu dumneavoastră, deci e diferență enormă, adică dacă ai cumpărat 0,2 puncte de dobândă, poate să te coste undeva la 2000 și ceva de dolari, iar dacă ai cumpărat 1.00, adică un punct întreg de dobândă, da? Automat ai sărit poate $15,000. Deci asta e ideea. Cert este că tu poți să-ți cumperi puncte de dobândă și să faci, să ai dobânda care o vrei tu. Sau care te-ar mulțumi, să-ți faci calcule. El îți face simulare, el îți face calcule, cât trebuie să pui la sută down payment, deci bani jos, plus cât îți iasă după aceea rata pe lună de plătit, în fiecare lună. Bineînțeles, el poate să-ți blocheze pe 30 de ani să-ți facă rată fixă sau variabilă sau așa mai departe. Există și posibilitățile de refinanțare aici în America, ca și peste tot locul de altfel, deci nu facem nici noi aici excepție de la regulă. Bun, după ce ai toate aceste lucruri, ce se întâmplă? Te duci, realtorul tău ți-a trimis casele și începi să te uiți pe case. Te duci cu realtorul tău, îți alegi una, două, trei, patru, eu știu, case, câte poate ți-au plăcut, în funcție și de banii care tu ai, și te duci cu realtorul tău care îți face programare, te duci, vizionezi casele, dacă îți convine casa, pui pur și simplu... Aici discutăm la case vechi. Tot ce v-am spus, îmi cer scuze, discutăm de case vechi. Pui... aici le faci oferta, dacă vrei poți să o faci sub ce au cerut ei sau peste, poți să mai negociezi și așa mai departe, după care are loc, dacă să presupunem s-a încheiat tranzacția și ați bătut palma, vorba aceea, deci practic prin reprezentantul tău, prin realtorul tău, prin agentul tău, după care ce se întâmplă, dragii mei, pur și simplu urmează o perioadă de 30 de zile, așa, în care se vor închide practic toate actele. Dar ce se întâmplă între timp? Între timp tu trebuie să mai pui niște bănuți jos pentru că cel care vinde să fie sigur că nu te retragi și el a lăsat altă ofertă. Tu îți trimiți, și aici sunt lucrurile faine deja, mie îmi plac deja lucrurile astea. Tu îți trimiți inspectorul, e vorba de un inspector care vede să verifice, acreditați, care verifică casa în ce stare este, dacă are nevoie de reparații super mega masive, deci probleme de structură sau așa mai departe, dacă sunt probleme mai minore, nu este nicio problemă, și tu în funcție de ce găsești acolo, poți să mai negociezi sau nu la prețul casei, chiar după ce ai bătut palma cu ei. Așa, dar cel puțin acel om, acel inspector de... nici nu știu cum îi spunem, scapă numele acum, am cer scuze, îți dă o chestiune reală, pentru că nu, ei nu se joacă cu așa ceva, pentru că toată lumea tinde pe chestia asta, credeți-mă. Așa, bun. După care trec cele 30 de zile, între timp tu continui la finanțarea care ai avut-o, trimiți actele de rigoare, se fac toate actele în regulă și ești chemat să ți se predea cheia și totul e gata și frumos. Bun. Când este vorba de casă nouă, și aici vom intra iară puțin, te duci la cel care construiește casa, sunt companii mari, adevărat, ei de obicei cumpără niște terenuri enorme și ce fac? Primul și primul lucru, înainte de a deschide birourile de vânzare, să spunem așa, ei ce fac? Ei construiesc, deci ei își fac un plan. În ce constă acel plan? Ei, un plan urbanistic, cred că așa îi spune, așa, și acel plan urbanistic ce cuprinde? Deci, ei au practic făcută macheta și schema, cum va arăta acea zonă, acea comunitate, acel cartier, așa mai departe, și
vor construi 3, 4 sau 5 tipuri de case sau 3 tipuri de case, nume, numai mai ieftine, medii și mai scumpe. Ele construiesc acele case model, așa se numesc, case model, model home, așa se numesc, le mobilează, le dotează frumos, elegant, pentru că normal să te atragă, să le vezi, cum, să-ți dea chiar niște idei cum ar putea, cum ai putea tu să ți le, să ți le aranjezi. Ți le dotează, ți le aranjează și deschid birou și deschid oficial, practic tu poți să mergi și să vizitezi acele case și le vizitezi pe toate, 3, 4, 5, cât ori avea ei, nu știu, și în momentul acela, în momentul acela, tu îți alegi tipul de casă, te duci, discuți cu builderul și începi discuția cu el, achiziționarea casei și așa mai departe, semnezi contractele, faci un pre-approval, așa îi spune, să el să vadă că tu te încadrezi la banii care el vrea să construiască casa respectivă, așa, nu să o construiască degeaba, bineînțeles dai niște, un avans micuț, nu foarte mult, așa cum am pățit noi în Arizona, am dat un avans de 7500 ca el să fie sigur că dacă noi ne retragem, nu a construit-o degeaba, el oricum are unde să o vândă după aceea și după aceea el construiește casa, dar el prima dată. Deci tu vezi o casă full dotată, să presupunem, în acele modele de casă. Dar în momentul în care în momentul în care tu îți cumperi casa, tu poți să-ți alegi anumite upgrade-uri să-ți faci, să-ți alegi anumite chestiuni, să spui eu vreau așa și așa, eu nu vreau așa și așa, eu vreau parchet negru sau eu știu ce, am înțeles. Fiecare după preferințele lor. Deci totul este după preferințe. Și când este gata casa, bineînțeles, din nou se face acel closing, acel closing nu va lipsi la nicio casă și așa practic se achiziționează casele aici în America. Industria de real estate, vă spun sincer, eu am cunoscut și cunosc foarte mulți români, pentru că foarte mulți dintre ei fac part-time acest lucru. Pentru că este o muncă part-time și vă spun de ce poate să fie o muncă part-time. Sunt alții care o fac full-time. Dar de ce vă spun că este poate fi o muncă part-time în mare parte? Pentru că marea majoritate a vizionărilor de case, atunci când tu ca și client vrei să mergi să vizionezi casa cu realtorul tău, o faci sâmbăta și duminica. Și atunci, normal că este part-time, nu, sau după mesele și așa mai departe. Și foarte mulți, cunosc foarte mulți români care sunt realtori, deci sunt agenți aici în America și mulți dintre ei au făcut și bănuți frumoși. Acum, într-adevăr, și aici în America sunt foarte mulți realtori, chiar prea mulți, din punctul meu de vedere și un pic se cam calcă, zic eu, pe picioare unul pe altul, pentru că sunt foarte mulți și unii au clienții lor, alții nu au, alții dacă prinde o casă la un an, bine, dacă nu asta este, dar una peste alta, v-am spus. Deci cam asta e procedura. Ce să vă spun? Vreau să vă mai las un pic, să vă mai uitați un pic în acest cartier. Este un cartier frumos. Da, și ce n-am spus de la început, în funcție, deci eu v-am prezentat acum așa în mare cum se procedează. Ok. Vă spusesem într-unul dintre, cred că în filmulețele mai anterioare. Aici în America, și asta este un lucru care, din punctul meu de vedere, mi se pare un pic așa deplasat, dar, până la urmă, asta plătești în America. Ce se întâmplă? Aici plătești, în primul rând, zona în care ești. Ascultați ce vă spune. Deci, plătești zona în care ești. Asta este o zonă extraordinară, așa cum v-am spus. Vedeți casele astea, deci eu spun $1,000,000, da, cred că minim fiecare casă asta e de la cam 1.200.000, 1.300.000, deci cred că zic puțin sub $1,000,000, peste $1,000,000 numai. Comparate cu alte zone mai amărâte, mai sărace, să spunem așa, mai rău famate, hai să spunem așa, mai rău famate, că așa se numesc, rău famate, într-adevăr acolo găsești case poate și la, chiar aici în zona Californiei, zona Californiei de Sud, zona Los Angeles, dar să ne ferească Dumnezeu să mergem în zonele alea, vă rog să nu credeți, acolo într-adevăr găsești și case la $300,000-$400,000, deci vă dați seama de mai bine de jumate decât ele. Și vedeți dumneavoastră, deci asta e aici în, din păcate în America, și atunci
vrei să stai într-o zonă de genul acesta, poți să stai, nicio problemă, dar trebuie să ai și bugetul necesar, bugetul aferent, ca să poți să plătești banii ăștia ca să poți să stai în zona aceasta. Vrei să stai într-o zonă mai medie, e adevărat, vei găsi cu siguranță casă mult mai ieftină, sau găsim case mai ieftine. Nu e vorba că nu găsim case mai ieftine, dar dați-mi voie să vă spun, asta e un fel de buric de târg. Cred că mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este vorba de buric de târg, ceea ce vă spun. Și din această cauză sunt prețurile acestea aici la case. Acum o să facem o altă chestie. Ne-am plimbat un pic prin cartierul ăsta și pentru că am văzut o chestiune, vreau să vă arăt o chestie. Să vedeți un pic o diferență și să vă trageți dumneavoastră concluziile. Deci aici suntem într-o zonă de case peste $1,000,000. Adică minim 1,200,000, cam așa ceva. Bun. Vreau să văd dacă pot să intru acolo acum. Așa, trecem de semafor. Da, se pare că pot. Și vă rog frumos să vedeți, acum vom intra într-un alt cartier. Și o să vă spun ceva. Deci este o altă comunitate. Vă rog să priviți. Ne vom plimba puțin în această comunitate. Suntem la intrare și vă rog să priviți. Față de cealaltă comunitate, cea prima care v-am arătat este un pic mai veche. Așa? Și asta comunitate. E, aici deja casele, vă spun sincer, sunt de la 2 milioane jumate în sus. Vedeți? Am trecut o stradă. Am trecut, e adevărat, un bulevard un pic mai mare. Deci astea sunt casele. Sper să le vedeți, sper să pot să mai întorc un pic așa, să le vedeți un pic mai bine casele. Nu vreau nici să dau de bănuit, mă duc un pic, mă duc încet cât pot, dar nici nu pot să mă duc foarte încet, că după aia dau de bănuit aici în cartier și vreau să vă arăt diferența. Asta este zonă relativ mai nouă, doar de câțiva ani, deschisă, construită aici în Brea. Casele, într-adevăr, sunt superbe, totul este frumos, este nou. Se vede și casele cum arată, sunt extraordinare. Dar aici am să mă întorc și o să vedem pe partea cealaltă. Și mai sunt zone de genul acesta în Brea, de aceea v-am și spus. Mai sunt zone de genul acesta în Brea, sunt case foarte frumoase, zone foarte frumoase. După cum vedeți. Deci, dragii noștri prieteni, asta este America. În funcție de zonă vei plăti. Într-adevăr, aici este foarte safe, foarte sigur. Nu ai nici cea mai mică problemă. Există posibilitatea că eu, dacă mă mai plimb încă o dată pe aici cu mașina, să mă trezesc că vine poliția și mă oprește și mă întreabă ce fac, să mă delegitimez și dacă nu locuiesc în aici, în acest neighborhood, în acest cartier, să fiu întrebat și să fiu chestionat minute în șir, ce caut pe aici și așa mai departe. Pentru că ei, într-adevăr, asta au plătit aici. Credeți-mă, ei asta au plătit aici. Așa. Dar ce vreau să vă arăt, numai puțin, n-am pe nimeni acum în spate și pot să dau un pic înapoi, vreau să vă arăt ceva, vă rog să priviți. Vă rog să priviți acolo sondă, aici lângă casa mea. Dragi noștri prieteni, așa cum v-am spus și în alte filmulețe și în precedentul filmuleț și astăzi, în câteva poze vă vom prezenta evoluția când noi am vrut să achiziționăm o casă sau cum se procedează atunci când achiziționezi o casă nouă. Ați văzut, prima dată a fost terenul, a fost marcat, după care fundația, pentru că aici se construiește foarte mult numai pe lemn sau în proporție 99,9% pe lemn. Vedeți scheletul casei și tot ceea ce vedeți aceste poze, vă las să vă uitați pe ele și eu o să vi le comentez puțin. Sunt practic evoluția casei așa cum de la fundație, deci de la pământ, alegerea pământului, fundație, scheletul casei și builderul, deci constructorul, ne trimitea update-uri, să spun așa, deci tot ce se întâmpla pe parcursul construcției. După cum vedeți, au început să pună și anumite panouri, pentru că nu se construiesc casele ca și în România. Cei care lucrați în construcții știți foarte bine. Vedeți, nu numai casa care noi am agreat-o atunci, este și în stânga și în dreapta se văd și alte case. Aici au adus țigla pentru acoperiș. Acoperișul este aproape
teoretic aproape gata, țigla a urcat-o sus, au început să pună geamurile acum, au început izolarea exterioară, după cum se vede, continuă cu izolarea. Bineînțeles, ei ne toți creau și ne spuneau acolo ce este. Aceasta a fost și aceasta se întâmplă atunci când construiești o casă nouă. Constructorul, asta este o parte frumoasă și bună Americii, constructorul îți trimite și te ține la curent cu absolut tot ce înseamnă. Și ați văzut acolo, dragii noștri, ați văzut și sonda aceea de extracție țiței, petrol și așa mai departe. Și o să fac și un pic de politică, dacă îmi dați voie să numim un pic. Nu înțelegem, noi aici avem lângă noi, noi stăm pățiți aici în California și în zona aceasta unde stăm noi și noi avem cea mai scumpă benzină din America. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Am încercat să vă prezentăm puțin casele, să vă prezentăm ceea ce în mare și ca să înțelegeți noastră procesul cam cum se derulează aici în America procesul de vânzare, cumpărare case. V-am arătat și un cartier drăguț, zicem noi, și ați văzut o diferență. Deci acest bulevard pe care eu sunt acum l-am străbătut dintr-o parte în alta. Case de 1 milion, 1.200.000, 1.300.000, de la 1.200.000, 1.300.000. Am trecut partea cealaltă, parte nouă, și ați văzut și noastră, v-am arătat, sunt case de 2 milioane jumate, 2 milioane, 2 milioane jumate, pentru că este o zonă mai nouă, e adevărat, altă arhitectură, altă urbanistică și așa mai departe. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Dacă v-a plăcut și acest filmuleț, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne share-uiți la prietenii, la cunoscuții noastre. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rugăm frumos să accesați, și clopoțelul care vă notifică atunci când noi facem filmări, și să vă abonați la canalul nostru apăsând butonul subscribe. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!